Compania aeriană TAROM renunță la două zboruri pe zi pe ruta București-Suceava din motive comerciale, măsura intrând în vigoare de miercuri, 18 martie. Astfel, până la data de 28 martie, zborul de seară ro 809 București-Suceava cu overnight va fi suspendat, ceea ce înseamnă că și zborul de dimineață ro 810 de întoarcere va fi suspendat. Directorul aeroportului Suceava, Ioan Măriuța, a spus că a fost notificat că se renunță la aceste zboruri din motive comerciale, dar om urma să mai introducă o cursă începând din 2 martie, de luni până vineri, cu decolare de la autopeni la ora 8 și 50 de minute, aterizare pe aeroportul din Suceava la ora 9 și 25 de minute, plecare de la ora 9 și 50 de minute de la Suceava și aterizare la București la ora 11 și 5 minute, dar încă nu au pus-o în funcțiune din lipsă de aeronave. Reamintim că luni seară Tarom a fost nevoit să înlocuiască o aeronavă care urma să ajungă la Suceava, după ce o pasageră venită din Spania a avut un acces de tuse când avionul se pregătea să decoleze. Însoțitoarele de bord s-au speriat în condițiile în care femeia venea dintr-o zonă galbenă pentru coronavirus și au sesizat comandantul aeronavei care a anulat zborul.